Konnichiwa. Domani gato goza meșta, mori gato li onchisan și goroku, da, și tot așa mai departe. Adică pe românește, salutare! Astăzi, după câte v-ați dat seama, o să încercăm dulciuri din Japonia și probabil din Coreea. Momentan nu știu, pentru că băieții de la KG Center mi-au trimis acest colet unde să încerc anumite dulciuri japoneze și coreene, probabil. Habar n-am ce mi-au trimis ei aici. Așa că KG Center este un magazin corean și japonez, din România, bineînțeles. Mi-a trimis și un fluturaș aici, foarte drăguț. Strada Banu Manta, vis-a-vis de primăria sectorului 1. Deci este un magazin alimentar corean și japonez din București. Aveți linkul lor și în descriere dacă vreți să vedeți exact toate produsele pe care le iau ei în acest magazin și mi se pare foarte tare chestia asta. Așa că intrați pe linkul din descriere, kgcenter.ro. Ați văzut că ieri și alaltă ieri am postat alte videoclipuri din proiectul Show It, dar după câte am zis în alte vloguri, o să continui acel proiect, să știți, și mulți mi-au zis de ce nu continui seria de încerc dulciuri. O continui, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să postez în fiecare zi numai despre dulciuri. Când o să am ocazia să primesc din mai multe țări și așa mai departe, o să fac împreună cu voi și această serie. Ce avem noi aici? O pungă cu balăneașe! Ia auziți! Acest sunet este absolut minunat, mai avem încă una. Wow! Da, și ce avem noi aici? Ok, astea sunt toate dulcerile, o să le prezint imediat pe fiecare în parte. Hai să vedem prima și prima oară. Și fiți atenți, o poveste chiar foarte interesantă. Băieții de la KG Center mi-au zis că au uitat să-mi pună niște bețișoare. Prima oară nu mi-am dat seama ce bețișoare și după aia mi-am dat seama, stai puțin, japonezii și coreenii, cel mai probabil, mănâncă cu bețișoarele acelea. Și acum mi-am dat seama, cred că pentru chestiile astea. Și știți ce am făcut? I-am zis, stai liniștit, o să improvizez eu ceva. Pentru că el a vrut să mai îmi trimită bețișoare și mi-a zis că mai durează încă 24 de ore, dar eu nu am mai avut răbdare. Și am improvizat. I-am zis că o să improvizez ceva și fiți atenți ce inventiv am fost. Mi-am făcut două bețișoare din crengile de copac, bineînțeles le-am șmerguit, le-am spălat și așa mai departe și am lăsat puțin chestia asta de la două crengi. Și vedeți cât de frumos sunt. Dar nu știu cum se țin chestiile astea. Așa că o să mă pregătesc sufletește pentru chestia asta. O să le pun imediat aici. Și hai să vedem prima. După mărim le luăm. Le luăm după mărim. Cred că asta este... Nu știu ce e asta, dar scrie pe ea. Ia să vedem. Uha Mikakuto Sweet Cola Flavor. Hai să focalizăm înapoi. Uha Mikakuto bomboane gumate cu aromă de cola. Are culoarea ca niște caramel. Și are niște cola înăuntru. Wow! Mamă, cât de bune sunt! Are un fel de suc înăuntru, care imediat îți vine așa pe gât și îți dă aroma aia de cola. O să dau nota 10, o să dăm note 10! Bine, categoric nu o să fie vreo ceva care să nu dau 10. Asta este... Focalizăm. Mamă, ce... Taiwan Morinaga. Wow. Taiwan Morinaga Chewy Candy. Taiwan Morinaga caramele cu aromă de mango. Așa că dacă vreți să faceți și voi rost de aceste dulciuri, din câte am văzut sunt destul de ieftine pe la ei la site. Mamă, ce aromă puternică de mango are. Mama are o aromă super puternic de mango. Îmi place mango, tocmai de aceea o să-i dau 10. Ia fiți atenți cât de tare arată chestia asta. Cât de drăguț poate să fie. Cocomong Drink Strawberry. Suc cu gust de căpșuni. Wow! Are și pulpă din aceea de căpșuni. Știți cum sunt sucurile acelea care... Au și fructul în ele. Da, are un gust de căpșuni. Sau dacă știți sucul ăla de aloe vera. Mamă, genial. Nu o să-l beau pe tot pentru că vreau să mai păstrez pentru mai târziu ca să-mi savurez. Următorul este și va fi. Hai să vedem.
Biscuiți? Cred că ăștia sunt niște biscuiți. Ia să vedem. Lotter Butter Coconut Biscuits. Biscuiți cu unt și cocos. Ma! Dacă aș reuși și să citesc ce scrie pe chestia asta. Ujicle horo. Șolubaha. Șirobasabalo. Hoțobalo. Su, hei, hobara, asta scrie aici, credeți-vă că asta scrie. Nu sunt eu mare traducător japonez, corean, chinezoi. Oh, dar sunt mai multe. Azi două pachetele, o să pun un pachetel aici pentru mai târziu. Să păstrez. Mamă, cât de tare sunt, ia să vedem. Trebuie să fie ceva extraordinar în acest pachet. Se simte mirosul de cocos. Wow! Sunt foarte strălucitori, zici că sunt dați cu miere. Se simte aroma de cocos extraordinar de mult. Și pentru asta o să-i dau nota 2 like-uri, adică 10. Ia să vedem ce mai am mai trimis aici, băieții. Hai să vedem aici. Mamă, ce de tare e împachetat. Ia. Îți dai seama ce distracție pe capul meu aici. Mare, mare distracție. Asta este un suc. Hai să-l tăiem. Opa! Am zis să tai hârtia asta, nu pe mine, măi! Măi! Mă simt exact ca un copil mic. Ia fiți atent. Un suc. Se vadă și mai de aproape. Ok. Focalizăm. S-a focalizat pe mine? Nu s-a focalizat pe mine, pentru că eu nu prea văd. Asta este Hello Pandoli. Ia să vedem. Soft drink candy flavor. Strawberry extract. Asta este, cred că, strug. Există strug? Suc de căpșuni. A, băutură răcoritoare cu aromă de bomboană. Oh! Hai, băi. Cum fac? Cum funcționează chestia asta? Îmi place că este un panda aici. De ce nu curge? Cum se deschide chestia asta? Trebuie să trag? Nu curge nimica! De ce nu vrea? Da! Desfac două pe ăsta, ce trebuie să fac? De ce nu vrea? Da, bineînțeles, avea aici un căpăcel care trebuia să-l dau la o parte. Wow! Și acum o să pun capacul ăsta la loc, pentru că vreau neapărat să beau în felul meu. Sus! Are gust de căpșuni. Dar nu prea de bomboană, așa. Este neacidulat. Pentru aia o să-i dau nota 9, cam așa. Cam un 9 merge. Cam note mari dau eu. Dar asta pentru că sunt foarte, foarte extraordinare. Samyan. Asta este un samyan, este un samurai, din câte văd. Ia să vedem. Champong. Cam ciudat numele ăsta, Champong. Ia să vedem ce e asta. Cred că e supă din aia care trebuie să folosesc bețișoarele alea, pe care pot să le vând apoi. Varză supă. Ai o supă cu făină de grâu, amidon de cartofi, ulei. Ok, deci asta este o supă pe care trebuie să o fac. Mamă, cât de tare miroase. Te rog, nu spune că e iute, pentru că asta este supa pe care noi o să o mâncăm. Dar știți ce-mi plăcea mie la chestia asta? Ei, uite, și mai am niște ingrediente pe acolo. Deci eu o să mă duc să încălzesc niște apă și o să revin imediat. Bun, eu mi-am încălzit niște apă și o să pun acum asta aici, da. Dar nu cred că încape toată, așa că o să rup măcar jumătate din ea. Ia să mă chinui puțin. Cred că asta o să ajungă, eu așa zic. Și trebuie să punem, bineînțeles, și condimentele. Să o punem pe toată, punem măcar jumătate, cu siguranță jumătate, dacă am rupt jumătate din ea, după o să fie prea iute. Are un miros de pește, fără exagerare, chiar are un miros extraordinar de pește.
Mamă, câte chestii aici, ia. Asta este, cred că ketchup sau ceva. Bun, acum chinuie să fac aici poțiunea, nu știu dacă vedeți, pentru că nu am cum să filmez altfel. Bun, hai să turnăm. Cred că ajunge atât. O să lăsăm acum să se înmoaie chestia asta. Știu că trebuia să o sparg asta înainte, dar nu contează, tot se înmoaie. Wow. Și o să o mâncăm puțin mai încolo. Așa că hai să trecem la următoarea. Bun, acum mai avem un fel de suc. Lotte Milkies New Feeling. Este suc. E energizant asta? Are aromă de gumă. Exact de gumă are. Este acidulat, are acid și are aromă de gumă. Mamă, deci îmi place extraordinar de mult. Are aroma aia de Hubba Bubba. Serios vorbesc. Mamă, cât de tare ești, bun. O să-i dau nota 10 pentru chestia aia. Bun, următoare este... Mamă, mai avem încă două cutii foarte ciudate. Ia să vedem. Korean Rice Cake with Hot Paste. Ingrediente. Prăjituri de orez. Hai să vedem exact. Asta este produs în Coreea. Deci avem și produse din Japonia și Coreea. Asta e foarte tare. Bine, măcar că avem din mai multe sortimente. Astea trebuie gătite. Tot cu apă fierbinte trebuie. Deci asta trebuie să le pun. Hai să vedem. O să trebuiască să torn apă fierbinte din nou și va trebui să mai așteptăm. Este un fel de orez, dar fiți atenți ce fel de orez. O să le pregătesc și pe astea imediat și mai avem încă ceva. Kimchi. Ia să vedem asta. Cum e asta? Asta e Kimchi Ramyun Cup Noodle Sup. Este o supă, ia să vedem. Păi, hai să vedem mai întâi dacă s-a făcut cealaltă, prima supă pe care am pregătit-o pentru noi. Ia să vedem. Ok. Știți ceva? Totuși am folosit acele bețișoare. Hai să mai întâi să gustăm puțin așa din supă. Oh! Mamă, ce iute! Frate! Și dacă tot am folosit bețișoarele astea și le-am făcut, mamă, cât de iute! Dar nu știu cum se țin bețile astea în mână. Serios, că habar n-am. Nici măcar nu m-am uitat pe internet să văd. Tutorial de ținut două bețe în mână. Cine mă ajută, îi dau... bețele astea cadou, mă jur. Cum țin chestia asta? Ia. Hai să vedem. Haide, mă. Curaj. Curaj. Ia să... Ai că am reușit. Oi, mă, că am dat pe mine, mă. Știu că nu așa se mănâncă, dar e chiar bun. O să facem acum să mai încălzesc niște apă pentru celelalte două tipuri de supe pe care trebuie să le mâncăm. Cutia plastic. Cauciuc. Da, cauciuc. Dar miroase chiar pe. Stai că mai este una aici. Așa, da, și acum trebuie să pun toate astea, dar trebuie să pun apă peste ele. Da, nu știu. Nu! E negru! Pe piper, mă. Vai, te rog, dar toate este tot. Toate siuți aproape. Așa, și mai am sosul ăsta. Am văzut că este un sos aici pe care trebuie să-l pun. Vezi? Așa, și acum trebuie să mai pun apă peste ea. Și o să vedem orezul nostru gigantic. Sper că nu se topește asta, nu? Mă, dar sigur trebuia să pun apă. Eu nu cred că trebuia să pun apă. Păi, dar tu uita-mă pe asta. Stai că am încurcat, nu trebuia să pun apă. Turnați apă fierbinte până la linia marcată. Oh, da, am pus, am pus. Așa. Hai să amestecăm. Bă, da. Dar trebuie să pun, scria acolo în cuptor cu microunde. Dar faza e că n-am cuptor cu microunde, așa că o să încerc să fac toată chestia aia. Bă, dar câtă apă trebuia? Am pus prea multă apă! Trebuia să pun până la linia asta și eu am pus aproape plină. Și ia uita și eu ieșit aici o supă de orez. Mă rog, eu nu prea am răbdare ca să nu gust chestia asta, așa că hai să o gust totuși. E încă tare, mă. Da, e tare, trebuie să aștept. Trebuie pus în cuptor în microunde. E bun, e bun. De ce nu? Ok, am făcut o greșeală că trebuie, am pus prea multă apă, dar e bun, e foarte bun. Da, și mai avem încă o chestie, asta, ia să vedem, modul de preparare. Tot la fel trebuie să o desfacem prima oară. Dar nu mai dai note?
Da, pentru chestia aia i-am dat nota, chiar pentru prima supă, i-am dat nota 10. Asta, ultima supă pe care am mâncat-o, acum îi dau nota cam 8, cam așa. Iar, bine, hai să-i dau nota 10 pentru că n-am făcut eu cum trebuie. Asta, ui, băi, nu credeam. A, ce bine, în sfârșit, trebuie să pun direct apă peste aia aici. Da, toate au bate condimente. Toate! Ia, 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 perfect! Te rog să nu fie iute! Da, ce bine miroase, ia fete! Wow, a pui, a scut de pui. O să luăm bețișoarele noastre magice pe care le-am preparat chiar noi. Bogdan nu știe. Da? Abia ajuns, da, eu le-am făcut. Eu încerc. Din crești, din copac. Dar trebuie să aștept până să fac asta, așa că o să revenim în 5-10 minute până să fac chestiile astea. Ok, s-au înmuiat și ultima noastră supă. Vrei tu să gâști prima oară? Ia. Dar știi să folosești bețe? Da. Învăț acum. Abar n-are să le țină. Aia? Cum e? S-a rupt bețul. Hai mă, își vă-l țin el bețele. Băi, n-ai stofă de chinezoi în tine. Japonez, corean. E dă-ți și mie. E iute, ia? Iute tare, eu nu prea mănânc iute. Mamă. E bună, dar nu e așa iute față de celelalte. Pentru asta îi dau nota 10. Bun! Încă o dată, cam atât au fost toate aceste dulciuri și supe și tot așa mai departe. Aveți link-uri de la kgcenter.ro în descriere dacă vreți să cumpărați și voi câte ceva anume. Și pentru cei care sunt din București, puteți să vă duceți chiar voi să intrați în magazinul respectiv. Încă o dată, pe sector 1, vis-a-vis de primăria sectorului 1, cam acolo. Așa că aveți chiar aici și link-ul de la videoul anterior. Dați un click aici și vă uitați. Și dacă mai vreți să continui această serie de încerc dulciuri, dați un mare like să vedem dacă ajungem la 30 de mii de like-uri. Și bineînțeles să distribuiți acest video mai departe pentru că ajută foarte mult. Așa că vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari. Ce faci mă, să faci schemii de japonezi în spatele meu? Și vă zic murigatoli, asta înseamnă la revedere, cred că în japoneză. Dubă, și... ciao les. Și vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Konnichiwa!